Jaja, bajola, baba! Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi la viață bate filmul pe un frig așa cum ar trebui să fie iarna, dar totuși fără zăpadă am ieșit la treabă. Păi despre ce vorbim astăzi? Să ne gândim. Dacă toți se apropie sărbătorile de iarnă, atunci ar trebui să vedem ce punem pe masă. Știm cu toții, fără o masă îmbelșugată, parcă nu-i Crăciunul. Și ce punem pe masă? Poate ceva tradițional. De unde? Păi poate cumpărat din magazin sau poate preparat la țară. Dacă pot să fiu așa mai ironic, astăzi o să vorbim despre cum ucidem noi de Crăciun. Ce moare de Crăciun? Păi de obicei brazi și porci. Da, astăzi o să vorbim mai mult despre porci. Dacă noi oamenii ne întrebăm dacă există viață după moarte, probabil porcii se întreabă dacă există viață după Crăciun. Nu știm dacă reușesc ei să afle vreodată răspunsul sau nu. O să vedem dacă se mai taie porci, unde se mai taie porci în afară de abatoare și spații din astea închise, la țară. Știm cu toții tradiția aceea ca joi înainte de Crăciun să tăiem porcul. Dacă faceți și voi la fel, nu știu, o să aflăm astăzi. Nu se mă pregătesc, ca în fiecare an. Ce împărături? La mine toate zilele sunt la fel. Deci nu, sărbătorile mă enervează în general, Paște și Crăciunul. Așa, nu. Ca de obicei, cu băutură, cu mâncare, cu tot ce trebuie, cu pomul de iarnă. Și eu compot așa, ce să faci cu bătrânețele? Masa de Crăciun tradițional. Sarmale, da, ce să pregătești așa? Repet că nu prea am voie să mănânc la dimensiunea asta, deci nu, da, bătrân. Păi un pic de friptură, așa ca după cum s-a cumat salariul. Oricum mâncări de-a noastre tradiționale românești, nu le pierdem cu ăștia. Ne-am născut, trăim și cu astea trebuie să murim. Nu știu, de unde se nimerește? Unde e mai aproape? Din magazine, de unde în altă parte? N-am mai ținut. Aia, mă, să tai. Cine o ținut? Un băr din market, deci nu am de la țară. De la market. Păi, multe, eu sunt de la țară, multe le prepar din porcuțul meu, vaca mea, ouul meu, pasărea mea, iar restul, cine mai poftim? Este suficient bani să fie. Numai ne pare rău că ăștia nu ne dau ăștia nici eu bani. Nu știu, eu fiind orășean, probabil să mai tai. Tradiția e tradiție. Cărnațul, da, caldaboș, ce să faci? Abar nu am, eu n-am crescut la țară, deci nu știu să vă spun. Nu știu. Dacă se mai tai, să tai, nu să las obiceiul care a fost din strămoș. Să tai porcul, să tai porc. Cât trăim la țară și tăiem porc. Ce să faci mai? Sunt multe. Vă referiți la tobă, la chișcă, sângerete, slănină, costiță, multe, categoric. Eu am un curs de artă culinară, dar nu am treabă cu... Da. Cârnați, chișcă, cum se spune la noi, friptură, se face pomana porcului, se cheamă vecine cu un pahar de țuică, așa, pe ce se termină toată treaba. De mai bune, mai bune. Pentru că porcii să hrăniți cu produse ecologice. Aici la crescătorie de porci bagă multe chimicale, multe de-a lor îngrășăminte de astea care să crească repede. Tobe, cârnățișori, chișcă, tot ce am făcut de când suntem noi. Zice noi că sunt mai buni pentru că noi folosim ingredientele noastre, noi nu umblăm după tot felul de iouri care se introduc în pâiniță și în cărniță și în tot. Că acum mâncăm, cel puțin zic eu, după 30% chimicale. Uite, un simbol de-al Crăciunului l-am luat aici lângă noi. Pe al doilea, pe porc, n-avem cum să-l luăm lângă noi pentru că probabil se apropie și sfârșitul lor. Dacă n-au ajuns încă pe masă, atunci s-ar putea joi îndată să-l vedem sughițând așa a pierzanie. Să vă fie de bine dacă l-ați tăiat deja sau poftă bună dacă încă postiți și așteptați ajunul Crăciunului ca să degustați preparatele pregătite. Dacă îl cumpărați din magazin gata aranjat, atunci e bine și așa, nu e nicio problemă. Dar cei tradițional parcă e mai bun și mai natural și mai sănătos. Așa se zice. Acum depinde de voi și de gusturile voastre. Oricum, mai avem un singur lucru de discutat. Simpatic. Chiar simpatic, mai să știi că e simpatic. Mai are nevoie de câțiva prieteni. Cât de mulți, exact.
E simplu. Ideea de boază este cea care v-am zis-o. Mâine este ultima zi în care strângem jucărioare și hăinuțe. Asta în cazul în care aveți de dat. Pentru niște copilași care poate n-au fost la fel de fericiți pe cei care aveți pe lângă, da? Așadar, dacă aveți ceva în plus, e cât se poate de simplu. Trebuie să veniți la noi, sediu Simpli Mind prin spatele primăriei, la vreo 50 de metri, destul de aproape, și să aduceți tot ce vă trece prin minte. Am primit până în momentul ăsta chiar și ceva dulciuri într-o punguță. Cineva s-a dus să cumpăra niște jocuri din alea, dacă ți-aduce aminte, când eram mici și butonam de zora. Și am văzut o căciuliță cu urechi lungi, 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 lungi. Așa, așa. Exact. Și ce aveți voi și vreți să le dați unor copii? Exact. Vă așteptăm. Ne ajutăm unii pe alții. Voi pe noi și noi vă dăm niște zâmbete înapoi. Multe, multe. Așadar, că mâine, ultima zi, pe 20 decembrie, așteptăm. Adică cei care se uită dimineața, azi e ultima zi. Pregătiți prin casă, căutați, aveți, găsiți sigur. Și ne revedem mâine. Se apropie sărbătorile. Cu siguranță vrei să-ți faci un cadou frumos. Vă recomandăm mobila deluxe, modernă, din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Avem tot ce îți dorești. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe, cu reduceri între 5 și 10%. Alsace Mod urează clienților și colaboratorilor sărbători fericite! Simply Mind Advertising. Prezentări video și audio. Site-uri cu design special. Foto de produs. Publicitate de la A la Z. Concepție și implementare. Simply Mind. We mind your business. Nu uita, dacă vrei să-ți vezi spotul aici, sună chiar acum la 0744 238 830 sau accesează simplymind.com.